Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Numai un lucru interesant se întâmplă în țara noastră. Un bistrițean din Bistrița, un domn cu inițiativă, și-a făcut singur trecere de pietoni. Serios? Da. Poate a vrut să facă zebră și... zebră, practic. Poliția, în loc să aprecieze efortul, i-a făcut dosar penal. Vezi, mă, uite, în sfârșit face cineva ceva în domeniul rutier în țara asta și poliția îl descurajează. Adică, cum a început de jos, cu o zebră. Poate că următorul lucru făcea un drum. Trecea la autostradă, aeroporturi. Ideea e să încurajezi oamenii, nu? Păi da, dar poate că următorul semn era interzis. Bun și interzis în unele situații. Deci polițiștii au fost sesizați în 7 octombrie despre apariția unor marcaje pe carosabil. Și au trecut la verificări pe strada Academiei. După 3 zile de muncă asiduă și anchete complexe, bă, le-a trăit 3 zile. Poliția a anunțat următoarele. Citez. Pe drumul național 17C. Așa. Deci mă aștepta să fie pe strada Edgar Kin... Cum se... Edgar... Hai, mută-o pe strada Academiei. Pe drumul național 17C, pe raza localității Salva, au fost trasate pe carosabil, fără autorizare, mai multe linii albe, asemănătoare marcajului de trecere pentru pietoni, de natură să inducă în eroare participanții la trafic. Bănuit de comiterea faptelor, este un localnic în vârstă de 35 de ani. Se arată în informarea transmisă de IPJ Bistrița Năsăud. Stai așa, deci după 3 zile ăla e doar bănuit. Da. Nu sunt sigur că el e. Păi încă nu e... Mă rog, i-au dat o amendă, se duc în instanță. Eu nu înțeleg altceva, explicație și mie. De ce consideră poliția de fiecare dată importantă vârsta? Adică, ce relevanță are vârsta în această situație? Domnul local... Asta e comunicarea, e stas. Da, dar de ce? Adică, înțeleg, e, așa e stas. Dar nimeni nu s-a întrebat. Ce relevanță are? Adică, dacă avea 20 de ani, ce însemna? Dacă avea 50, care era problema? Dacă avea 80, care e diferența? Cred că e important dacă era sub 18 odată. De ce nu spune așa? Deci, domnul e un localnic de 35 de ani cu freză pe dreapta. Adică, nu, serios, ce relevanță? E la fel de relevant faptul că are 35 de ani, freză pe dreapta sau ochii albaștri sau ochii căprui. N-are niciun fel de importanță. Cred că ar mai fi relevante în unele situații kilogramele. Dar pentru asta ar trebui să-l... Asta întotdeauna. Să-l cântărească. Bistrițeanu.ro, care relatează despre știre, spune că omul... Deci, întrebarea e, dar ce l-a apucat pe domnul de 35 de ani? Așa, după cum a precizat poliția. Deci, el avea 35 de ani și la această vârstă, deodată a ieșit și a tras linia albă, a făcut zebră. Dar de ce? De ce la 35 de ani și nu la altă vârstă? Pentru că se săturase să-i zboare mașinile prin fața casei și să nu poată trece în tihnă la vecinii de peste drum. Ce vârstă aveau vecinii? Adică erau de aceeași vârstă. Poliția ce face? De ce nu ne spune? Auzi, de ce n-a făcut un tunel? Un pasaj pe sub? E mai... O, bune, ce întrebare e? Da. Na. Tunelul, în tunel e întuneric, trebuie să pui lumini, costă curent electric. Tavan fals. Da. Pentru trecere de pietoni fake, domnul de 35 de ani ar putea sta la închisoare de la 3 luni la 2 ani. Sau amendă penală. Poate-l iartă instanța că în fond e prima trecere. Cum ar veni? Deci ar putea să se întoarcă acasă la 37 de ani. Vezi? De asta e importantă vârsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.